În ultimul an, mulți români au ales să amâne achiziția unei locuințe. Motivul? Cu dobânzile avem o problemă pentru că sunt în creștere. Și da, uitați-vă, priviți acest grafic pe care l-am pregătit pentru dumneavoastră. Dacă discutăm despre IRCC, indicele în funcție de care luăm credite în lei cu dobândă variabilă la ora actuală, puteți vedea cum a crescut în ultima perioadă. De exemplu, dacă pe data de 1 octombrie atunci aveau valoare de 4,06%, la 1 ianuarie a crescut la 5,71% și în situația în care vreți să luați un credit în perioada următoare, așteptați-vă să crească din nou. Prețurile locuințelor la finalul anului 2022 au fost mai mari decât în restul anului. Anul acesta ar putea rămâne pe loc. Se tot discută despre o posibilă scădere. Din punctul nostru de vedere, posibil să apară mici reglaje, dar nici de cum o scădere. Există, comparativ cu anii anteriori, un procent mai mare de clienți care achiziționează cu surse proprii, integral. Nici în privința locuințelor vechi, situația n-ar putea arăta altfel. Locuințele vechi întotdeauna urmează trendul dat de locuințele noi. Dacă prețul pe locuințele noi se stabilizează, probabil pe vechi vom vedea la fel o stabilizare sau poate ușoare corecții. Nu cred că putem asista în următoarele 6 luni, cel puțin, la vreun scenariu în care să avem creșteri de prețuri. Mulți dezvoltatori au capacitatea să-și înghețe proiectele sau să amâne pentru momentul în care cererea va reveni. Românii care vor să cumpere o locuință pot apela din nou la programul Prima Casă. Acesta continuă pentru al 15-lea an consecutiv și ar putea să înceapă mai devreme decât în edițiile anterioare. Sperăm că acest plafon, identic ca în anul precedent, de 1,5 miliarde să fie absorbit până la sfârșitul anului. Este singurul program în care taxa pe valoare adăugată rămâne 5%. Reprezentanții Fondului Național de Garantare speră la o revenire a cumpărătorilor pe piața imobiliară. Asta după ce, în 2022, 37.000 de români și-au suspendat ratele și 17.000 au migrat de la robor la IRCC.